Vă salut, colegi Colmbopsi, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom face un nou video cu Columbei. Avem și puișor la perechea albă. Perechea cealaltă nu a trece bine și se formase puiul, dar nu se mai dezvoltase și era mort un ou. Aici la list, acum o să-i spun list acestui mascul și femeia sa, avem în continuare o, nu o să-i mai spun bălțat, ca să-i spun corect, list. Ăștia doi încă nu au făcut ouă, e foarte frig la noi și nici nu mă așteptam să facă ouă. Când se va mai încălzi vremea, cred că vor face iarăși ouă. Ăsta am văzut că își alerga femeia să se ducă la cuib. Dar văd că acum nu mai duce, nu mai alergă să se ducă la cuib. V-am spus, dacă acea pereche nu face cât mai repede ouă, o voi elimina. Nu am de ce să o țin dacă nu face ouă și nu scoate pui nimic. După cum v-am spus, e foarte frig. Aici a înghețat. Cred că sunt undeva la minus 5 grade, mai mult. Priviți, mascolul și-a dus femeia în cuib. Poate or să facă și ei ouă. Sper să facă ouă, că eu nu vreau să elimin niciun porumbel, dar dacă ei fac asta, n-am ce să le fac. Deci puiuțul e de 3 zile, duminică dimineața l-a scos din nou. Aștept cât mai repede să depună ouă și masculul acesta cu femeia, să pun un ou de la bălțar și să le arunc ouălele lor. Nu vreau să las două ouă la o pereche, pentru că nu va crește pui. Așa că pun de la bălțat un ou. Vita aceia doi se cheamă la cuib. Acel mascul trebuie să bag la împerecheat cu această femeie, dar deocamdată nu am unde să-l bag la împerecheat. Deci vă mulțumesc pentru suma de 346 de abonați. Nu uitați să vă abonați în continuare și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Și noi ne vedem cu un nou video cât mai curând.